Acum, cinstit, știți ce îmi place mie cel mai mult să văd pe Instagram? Ce? Destinații de vacanță. Și cum, mă rog, eu visez acum, dar nu pot să mă urc în avion și să plec, mă bucur, domnule, de experiențele celorlalți. Dana Săvuică este chiar în acest moment în Maldive. Dana, salutare! Ce faci? Ce program ai azi? Bună, dragilor! Vă salut din Insula Soarelui, Sun Island, aici în Maldive. Sunt într-un infotrip alături de alți influenceri din Croația, Serbia, Slovacia, Ungaria și eu reprezint România, ca să promovăm această destinație care a primit de doi ani la rând, în 2020 și 2021, World Destination, top, numărul 1. Și este cald și bine aici, sunt 30 de grade, chiar dacă este extra sezon și se spune că suntem în perioada musonică, este un cer albastru, deci nu vreți să știți, m-am bronzat în două zile cât n-am făcut-o tot anul. Am vrut să vă arăt cât de frumos arată patul meu, uite aici, cu frunze și cu flori și scrie welcome, așa își primesc maldivienii turiștii și acum am să fac așa și uitați-vă ce priveliște am eu din cameră. Bine, eu voiam să vă arăt cu ce pleacă o femeie la drum, cu rochițe, deci de fiecare dată când mergeți în destinații exotice, unde știți că este cald și bine, vă luați așa niște papucei, pălăria de soare, bineînțeles, foarte important, tricouri din bumbac ca să nu transpirați, rochițe din in transparente, bineînțeles, un evantai este indicat, ochelari de soare, și pălării cu boruri cât mai mari, turbane, eșarfe și foarte multe costume de baie, dragilor. Și spuneau cei care se uită la voi că vor sporturi extreme. Păi să știți că eu acum am organizat skijet și merg cu hidrobicicleta pe apele Oceanului Indian alături de colegii mei din Infotrip, dar am fost și la spa aproape în fiecare zi, pentru că dacă nu aici, păi unde? Și m-am relaxat, dar am făcut și lucruri foarte interesante. Cât mai stai, Dana? Cât mai stai? Mai stau, uite, voiam să vă arăt, mai am două zile, uite, vă spun acum, această vilă are și piscina ei, deci fiecare vilă are piscina ei, palmierii, da, nisipul alb, Oceanul Indian, dar am și propria mea bicicletă, puteți să închiriați bicicleta pentru că insula e foarte mare și ca să ajungi la restaurante, baruri, la plajă, e bine să mergi cu bicicleta și am pregătit aici niște fructe. Iată, acesta este fructul pasiunii, cel galben, pe care probabil îl știți și voi și e dulce acrișor. Fructul dragonului se numește acesta pentru că are o coadă de dragon, așa. Acesta este mango, ananasul, bineînțeles, și aici mi-au pregătit o nucă de cocos, acesta este lapte de cocos, dar uitați-vă ce frumos este prezentat. Deci, mâncare mănânci? Adică, de exemplu, care este preparatul tradițional al maldivienilor, așa se zice? Da, ei au o mâncare similară cu cea indiană, deci merg foarte mult pe ideea de curry, orez, au foarte multe preparate din pește, deci am făcut o cură de homari și de fructe de mare aici. Da, deci într-adevăr, dacă e să o luăm în ceea ce privește mâncarea, trebuie să vă placă genul acesta. Dar, bineînțeles, în aceste resorturi există și mâncarea internațională, adică poți să mănânci și pizza și paste și este o varietate atât de mare. Resorturile astea sunt foarte bine pregătite să-și primească turiști din toată lumea. Vă dați seama, dacă a fost de două ori premiată ca cea mai tare destinație din lume, destinație exotică și foarte primitori, foarte calzi. Toată lumea te întreabă, ce faci, cum sunteți, vă simțiți bine, vreți să vă mai doriți ceva? Deci e foarte tare, deci te simți foarte căsuța bine. Căsuța ta este pe plajă sau este un tapet? Pe apă? Are că un nu-mi dau seama exact unde te afli. Deci, în ce dă piscina? Ne arăți și nouă? Piscina? Da, piscina, stai puțin, să facem așa, că mi-e mai greu. Așa. Deci, aceasta este piscina. Da. Și plaja? Bun. Și, păi, este aici. Numai sper să mai am internet, pentru că acum sunt pe Wi-Fi-ul din cameră. Fiecare cameră are propriul Wi-Fi. Și uitați-i pe oamenii aceia pe apă,
care fac kayak canoe. Deci sunt plaja unde sunt activitățile sportive, este foarte aproape, este chiar, uite, după acești palmieri. Dar nu ți-e frică acolo că e deschis așa, ți-intră străinii acolo în casă? Mi-am pierdut. Doamne, ce probleme ai tu, sincer? Păi, de-aia nu mă duc, domne, dar nu e ușă, nu e gard. Ce străini să vină, că majoritatea sunt turiști care vin să se relaxeze, să se crească, vin turiștii să intre în camerele. Și bicicletele toate roz, nu mă duc, domne, ce să fac? De-aia te duci tu, nu poți că n-au nici mazăre cu carne.